Astăzi o să vă vorbesc un pic despre emoții. Despre emoții legate de vorbit în public. Îmi amintesc prima dată când am venit la acest grup de suport. Cred că era în noiembrie anul trecut. Și cu o seară înainte am început să am foarte mari emoții. Foarte mari. Și a doua zi dimineață când m-am trezit, emoțiile erau și mai mari și creșteau pe măsură ce mă apropiam de Orange Concept Store. Cu 10 minute înainte, cred, eram foarte încordat. Deja trebuia să mă încordez ca să nu se vadă că tremur. Și emoțiile au ținut în acest fel până când am urcat pe această scenă. Și după ce am urcat pe scenă și am început să vorbesc, s-a întâmplat ceva interesant. Emoțiile nu au dispărut, dar am început să mă simt bine. A început să-mi placă să vorbesc și au început să îmi placă acele emoții. Pentru că mi-am dat seama că totuși putem să folosim aceste emoții atunci când vorbim în public. Vreau să vă întreb un lucru. Sunt bune emoțiile atunci când vorbim în public? Este bine sau nu să avem emoții? Da, pentru că pot fi constructive, dacă știi să ți le stăpânești într-o oarecare măsură. Așa. Important să transmiți emoția și atunci dacă n-ai emoție, nu reușești să transmiți. Mulțumesc frumos! Exact asta am descoperit și eu. Atunci când am ținut primul speech, am avut foarte mari emoții și după ce am urcat pe scenă, mi-am dat seama că acele emoții pot fi plăcute. Și, cum a spus și Andreea, dacă nu avem emoții, nu putem să transmitem mesajul nostru. De obicei există acea convingere, toți ne spun, nu e bine să ai emoții când vorbești, să nu ai emoții. Mi-a spus mama dimineața înainte să plec de acasă. Stai liniștit că nu e, e ok, să nu ai emoții. De ce să nu am emoții? Emoțiile ne fac să fim mai umani. Și singurul lucru este să le gestionăm în așa fel încât să nu ne oprească, să nu ne blocheze. Mie mi s-a întâmplat toată să mă blochez în timp ce vorbeam în public. De aceea vreau să vă spun câteva lucruri pe care le fac eu înainte să vorbesc în public, care mă ajută să-mi gestionez emoțiile. Primul lucru este lucru despre care tocmai am vorbit. Să ne uităm altfel la emoții. Cum v-ați gândi la speech, la discurs, dacă ați ști că emoțiile sunt foarte bune? V-ați schimba un pic punctul de vedere? Mai ales înainte să vorbiți, atunci când sunt cele mai puternice emoții. V-ați gândi altfel dacă este foarte bine? Dacă știți că este bine și dacă știți că puteți să le folosiți? Ai fi nerăbdător, da, așa sunt și eu înainte să vorbesc în public. Pe de o parte mi-e frică, recunosc, mi-e frică, dar pe de altă parte sunt bucuros că pot să folosesc această frică și să o transform în ceva puternic, în ceva care să atingă oamenii. Al doilea lucru care m-a ajutat foarte mult atunci când vorbesc în public este să mă gândesc la scopul acelui discurs. De ce vorbim în public? Pentru cei care au mai vorbit în public, vreau să vă întreb, v-ați gândit înainte de speech ce anume vreați să transmiteți sau care era scopul vostru pentru care vorbiți în public? Tot, pentru mine întotdeauna era lucrul ăsta, fie că îl scriam, fie că era foarte conștient și scriam acel obiectiv, fie că era inconștient, tot către lucrul ăla, chiar dacă nu l-aveam mereu în minte, tot către lucrul ăla țindeam. Mulțumesc, Paul. Pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi iau un pic focusul de pe mine, să nu mai gândesc, ok, trebuie să fie un speech foarte bun, eu trebuie să dau foarte bine în speech-ul ăsta și să mă gândesc oare ce pot să transmit publicului, ce poate publicul să învețe din speech-ul meu sau ce poate să simtă
cum poți să inspiri? Puteți oare printr-un speech scurt să transmiteți ceva publicului? Da. Sigur. Prin orice speech. Am văzut niște discursuri foarte emoționante, deosebite aici la public speaking. Și în acel moment mi-am dat seama că atunci când m-am blocat, s-a întâmplat, cred că pentru 10-15 secunde să-mi blochez, să nu mai știu, dar a fost vizibil. Mie mi s-au părut vreo 10-15 minute sau ore. Dar după aceea am reușit să-mi revin și la sfârșit au fost câțiva oameni care mi-au spus, uite, a fost foarte interesant, mi-a dat o idee acest speech. Bineînțeles, nu erau informațiile, nu am inventat eu acele fenomene, eu decât le-am transmis mai departe. Dar în acel moment eu mi-am atins scopul, chiar dacă m-am blocat. Deci nu a fost un speech ca la carte, un speech în care te blochezi, poate nu este un speech bun din punctul de vedere al unor oameni. Dar pentru mine a fost un speech reușit. Al treilea lucru, care mă ajută foarte mult, înainte să vorbesc în public, este să-mi imaginez că toți oamenii din public sunt prieteni cu mine de foarte mult timp. Chiar dacă nu-i cunosc. Aici, în acest moment, sunt câțiva prieteni pe care știu de la public speaking, dar sunt și câteva persoane noi. Cum ar fi dacă ați intra undeva unde trebuie să vorbiți în public și v-ați imagina că sunteți prieteni de o viață cu acei oameni? Cum v-ați uita la ei? Să zicem că în public mai sunt și oameni care sunt un pic indiferenți sau se uită mai urât așa, de frică de lucrul ăsta câteodată. Sau unii nu sunt atenți. Cum ar fi dacă v-ați imagina că sunt prietenii voștri din școala generală? Păi, pe el știu de o veșnicie. Uite, și pe tine te știu din primară. Super tare! Adică, dacă să avem prieteni adevărați și aceștia se uită într-un anumit moment mai urât la noi, nu o să fim foarte deranjați. E prietenul meu de o veșnicie. Asta m-a ajutat foarte mult. Și se întâmplă dinainte să vorbim public. Și al patrulea lucru, care mă ajută foarte mult atunci când vorbesc în public, este să împărtășesc o poveste personală. Să împărtășesc prin ceva prin care am trecut, ceva dificil. Mai ales legat de vorbit în public, dar poate să fie legat de orice temă. Spre exemplu, am vorbit despre probleme, despre dificultăți în viața de zi cu zi și am povestit despre o dificultate pe care am avut-o eu. O dificultate foarte mare și cum am reușit să trec peste ea. Atunci când începeți un speech povestind ceva personal, mai ales ceva care a fost dificil pentru voi, o să vă atrageți publicul de partea voastră, mai ales dacă sunteți sinceri. Trebuie să fiți sinceri ca să funcționeze acest lucru. Pentru că publicul o să se identifice cu voi. O să zică, uite, și eu am avut această problemă. Și în acel moment o să captați atenția mult mai puternic. Spre exemplu, eu dacă aș fi venit aici și v-aș fi spus, ok, eu fac public speaking și o să moderez acest grup și eu vorbesc foarte bine în public și poate o să ajungeți și voi cândva. Cum v-ați fi simțit? Nu, așa, da. Deci este foarte interesant să povestim din experiența noastră, pentru că toți am avut probleme în viață, în public speaking, în orice. Și pentru încheiere, vreau să vă spun că cea mai importantă este pasiunea. Aici am văzut niște discursuri extraordinare, mai ales în ultimul timp, au fost oameni care au ținut primul lor discurs. Eu am fost șocat când am auzit după aceea că a fost primul lor discurs. Pentru că au fost niște discursuri foarte inspiraționale, foarte puternice. De ce? Pentru că acei oameni au vorbit din suflet. Au vorbit despre ceva care îi pasiona atât de mult încât au uitat de acele frici pe care le aveau și s-au folosit foarte mult de
sentimentele lor puternice în legătură cu tema pe care și-au ales-o.